Aleluia! După masa aceasta vedem că Dumnezeu e acel care a lucrat prin lumea lui și prin voluntatea lui și prin harul lui cel mare, l-a dat un număr atât de îngrovat, ne vedem în contul acesta unde să cheamă Dumnezeu, lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Amin! Din câte am citat în contul acesta, n-am citat, aduce înaintea lui Dumnezeu laudele, prin tările spre brava Domnului, lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Și din data aceasta a venit înaintea lui Dumnezeu. Aleluia! În votul acesta ca să ne închidăm înaintea Lui. Aleluia! Și se aduce problemele în cazul greutățile care le avem cu zi de zi. Căci El este acel ce ne ispăvește. El este acel ce ne vorbuie. El este acel care El ne dă rezolvare. Trăiască în numele Lui ce ne spune. Aleluia! Ca să fie Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu zice atât de minunat. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Osamare! Lauda lui Domnul voi binecuvânta pe Domnul. În cuvântul lui Dumnezeu îmi va place atât de minunat când îmi ți-a zis cu David. Mi se bucură inima când îi se zice hai la casa Domnului, lauda și binecuvânta pe Domnul. Pentru că aici Dumnezeu vorbire cu tare, vorbire cu iertitat să fie Domnul. Ce dulce și plăcut, în frații locuiesc împreună, vă udați și bine cu tare să fie Domnul. Primiți-mă, frații, să luăm cuvântul lui Dumnezeu, cu cunoaștere, dar Dumnezeu ne cere ca să ne pocăim, vă udați și bine cu tare să fie Domnul. Doamne ajută-ne, Doamne! Vă spunea la aceste cuvinte, ne vom ridica în picioare,